În acest weekend, Comuna Livezile a marcat un moment important pentru viitorul său administrativ. Odată cu ședința de constituire a noului Consiliu Local pentru mandatul 2024-2028, evenimentul desfășurat într-o atmosferă solemnă și plină de speranță a fost onorat de prezența autorităților județene. Cei aleși să reprezinte interesele comunității au depus jurământul de credință, consolidând astfel un angajament ferm față de bunăstarea și dezvoltarea comunei. În acest weekend a avut loc ședința de constituire a Consiliului Local din Comuna Livezile, un moment de o importanță deosebită pentru comunitate, prin care consilierii locali aleși au depus jurământul pentru noul mandat 2024-2028. Evenimentul a avut loc în prezența președintelui Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, senatorului Liviu Mazilu și a prefectului județului Mehedinți Alin Isuf, marcând astfel începutul unei noi etape administrative pentru Comuna Livezile. Primarul Adrian Ion Nănuț, reconfirmat în funcție după ultimele alegeri, a fost felicitat cu această ocazie pentru obținerea unui nou mandat. Liderii locali prezenți și-au exprimat susținerea pentru proiectele edilitare și de dezvoltare comunitară, pe care acesta le-a inițiat și care vizează îmbunătățirea calității vieții locuitorilor Comunei Livezile. Senatorul Liviu Mazilu a subliniat angajamentul PSD Mehedinți de a sprijini activ administrația locală în implementarea proiectelor de modernizare și dezvoltare. Președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu și prefectul județului Mehedinți Alin Isuf au asigurat noul Consiliu Local și pe primarul Adrian Ion Nănuț de susținerea Consiliului Județean, precum și a organizației PSD Mehedinți pentru proiectele de investiții locale. Aceștia au menționat că modernizarea infrastructurii, educația, sănătatea și protejarea mediului vor fi priorități esențiale în viitoarele inițiative ale autorităților județene și locale. În discursul său, prefectul Alin Isuf a subliniat importanța colaborării între autoritățile județene și locale, pentru ca planurile de dezvoltare să fie implementate eficient și cu rezultate durabile pentru cetățeni. Primarul Adrian Ion Nănuț a declarat faptul că împreună cu echipa de consilieri se va concentra pe continuarea proiectelor demarate în mandatul anterior și pe identificarea de noi oportunități pentru atragerea fondurilor europene. La finalul ședinței, senatorul Liviu Mazilu le-a transmis noilor consilieri locali cele mai bune urări, felicitându-i pentru preluarea mandatelor și urându-le succes în activitatea viitoare. Astfel, Comuna Livezile pășește cu încredere într-un nou ciclu administrativ cu o echipă pregătită să răspundă nevoilor cetățenilor și să implementeze proiecte esențiale pentru dezvoltarea locală.